fost o prăjeală imensă. Vreți să vă fac... Uite mă, că avem și clip de YouTube. Avem și videoclip de YouTube. Vreți să vă fac prezentare de vinile? Vreți acum să discutăm de ce am luat fiecare vinil și ce influență au vinilul ăla asupra albumul și de ce l-am? Putem să discutăm acum. Hai, le iau acum pe toate și avem și clip pe YouTube. Avem și clip pentru YouTube. Țin să menționez că aș mai vrea să mai adaug la colecție. Vreau să-mi schimb ăsta, să-mi iau unul mai mare, să pot să prezint vinilele mai bine și o să mai adaug la colecție. Așa că donați să luăm să luăm vinile. Că e drăguț și poate mai facem update and shit. Pentru că nu dețin un pick-up player sau name it. N-am pick-up, vinyl player, name it, cum vreți voi să-i spuneți. Nu am, dar mi se pare super tare să colecționez vinile. Nu vreau pick-up, pentru că am flacuri la majoritate, gen, și prefer să ascult flacurile. Da, ce avem cu primul? Kids See Ghosts. Este un EP, Kanye și Kid Cudi, care bănuiesc că n-o să mai de la trupa Kids See Ghosts, format Kanye și Kid Cudi. Din păcate, nu cred că o să avem Kids See Ghosts 2, RIP, păcat, chiar mi-aș fi dorit un Kids See Ghosts 2, dar face parte din cover-ul, este de Takashi Murakami, dacă nu mă înșel, da, este de Takashi Murakami, puteți să salutați YouTube-ul. Este un vinil e un design de Takashi Murakami care e efectiv prea șmecher, e produs, cred că entirely de Kanye. Și efectiv face parte din colecția de vinile, colecția de EP-uri Kanye de 20 de minute. O să mai vedeți în colecția mea de EP-uri de vinile. În colecția mea de vinile o să mai vedeți nu știu dacă trebuie să vă arăt neapărat vinilele, dar o să vă arăt arturile, gen. Mi se pare very nice. Și aici sunt toate credițurile și tot. Păcat că nu se înțelege mai aproape nimic din scrisul ăsta și... Dar mai fi vinilul, care nu știu dacă să-l scot neapărat, dar na, cam ăsta ar fi vinilul, nu are nimic. Side A, side B. Și scrie ce piese sunt pe side A și pe side B. Da. Cam ăsta cu Kids See Ghosts, chiar a avut o influență super mare asupra mea. Și e foarte personal. One way or the other. Și fitul cu Pusha T chiar a fost minunat. I can still feel the love. Da. Mamă, s-au pus în ordine. Alt EP din serialul Kanye de prin 2018 sau 19, 2018 a fost, în care a avut astea de 20 de minute. Kanye West, este foarte, foarte personal pentru Kanye. Este foarte deep, este foarte bine făcut. Iubesc EP-ul ăsta. Îl iubesc. Da, n-are nimic mai mult decât decât placa în sine. Chiar mi-a plăcut vibe-ul. Și Kanye chiar a făcut chestii șmechere în alea 20 de... În cele 3? 4. Cred că 4 au fost EP-uri care le-a făcut el cu Getting Out of Our Dreams. După asta avem alt EP făcut de Kanye în cele alea de 20 de minute. Daytona. Pusha T, Daytona. Nu am ce să spun foarte mult despre materialul ăsta. Este un... Aș îndrăzni să spun un new classic. E foarte șmecher. Kanye a produs minunat. Vine cu ceva? Da, vine iarăși cu the same credits. Shit, like always. Și nu ne jec sub unghii. Din nou, Daytona este foarte șmeche și cred că este by Whitney Houston, dacă nu mă înșel. Na, pastile, serinici, păcaturi, e foarte catenică. Și, sincer, poate mai bun decât noul It's Almost Dry. N-am să mint, poate e mult mai bun decât noul It's Almost Dry. Ce mai avem? O, sărămâna! Flower Boy.
Ok, o să ziceți basic white boy care vrea să fie diferit type of album. Interior. Deci ăsta e poate cel mai șmecher vinil. N-am să minte la design și la tot. E foarte șmecher. Poate o să ziceți basic. Da, cred că a fost mai gateway to Tyler the Creator și cred că a fost printre, gen, cred că a fost primul album Kanye pe care l-am ascultat cap-coadă. Spatele are o albină. Că era Scam, cum era? Scam Fuck Flower Boy sau ceva de genul era. Am spus Kanye, am vrut să zic Tyler. A fost cam prima chestie ascultată de la Tyler ever, gen primul album cap-coadă, că bineînțeles știam Yonkers, știam era aia cu Frank Ocean, nu vine niciodată, nu vine numele la aia cu Frank Ocean. Light up and on weekend. Căcat. Și de acolo de aici am crescut into a Tyler fan. Și, exact. Bineînțeles, Who That Boy, gen, we all knew it. Cel târziu românii au aflat-o de la Călin, că a dat discul Jamie pe Who That Boy. Dar este produs minunat, este făcut minunat. De fie, Igor nu este mai bun. Nu, we can argue about that forever. Și nu este mai bun. Igor, nu. Este, poate, aș îndrăzni. Nu, pentru că, da, e comparația între Igor și Flower Boy, dar Flower Boy a vrut să fie ceva și Igor a fost super experimental și super new sounds și căcat, gen, a fost bun, dar Flower Boy rămâne în sufletul meu, este probabil și este primul material pe care l-am dat eu de la Tyler the Creator, probabil, dar este foarte bun and I love it, îl mai ascult și în zi de azi. Am momente când efectiv mă pun pe fotoliu și ascult Flower Boy cap-coadă. Este o experiență unică și dacă nu ați ascultat materialul ăsta, ascultați-l. Și tot ce v-am prezentat până acum trebuie să le ascultați, pentru că sunt foarte bune. Sunt foarte bune și eu nu vă învăț la muzică rea. Avem Doris. Doris, ăsta nu-i... ăsta este de fapt, dacă nu mă înșel. Da, ăsta e cover-ul principal care îl găsiți pe platforme. Dar Doris, cred că e albumul de debut al lui Earl Sweatshirt, dacă nu mă înșel. Sper să nu mint. Vreau să văd Earl Sweatshirt. Doris, da, este albumul de debut. Doris, cu producție minunată, super cruel, aș putea spune. Foarte dark și cu niște fituri Tyler care prea bune, like the old Tyler. Este efectiv minunat. Din nou, trebuie să-l ascultați. Este foarte, foarte bun. Și efectiv, aici sunt toate versurile pe ăsta care ține vinilul. Sunt toate versurile și cine a fost produs și promise here and I put my fist up after I get my dick sucked quick buck. Make me a gold chain. Și de ce nu pot să-l bag pe ăsta înapoi? Așa. Very nice. Doris, recomand. Și ajungem la ultimul vinil, dar nu cel din urmă. Again. Some rap songs. Earl Sweatshirt. Nu știu dacă e neapărat EP sau album, dar este foarte scurt, deși are foarte multe piese. Dar... din nou foarte dark, pentru că Earl se luptă și s-a luptat, vă dați seama după art, se luptă și s-a luptat cu foarte multe boli și cu foarte multe chestii, boli mentale, nu boli, da, sunt puțin obosit, s-a luptat cu foarte multe căcaturi și foarte depresiv și sincer, da, e foarte scurt deși are multe piese, are vreo 13 piese or something, stați că vă zic, 11 piese și are, cât are runtime-ul? 2 secunde și vă zic, cred că 20 de minute maxim, nu găsesc cât are runtime-ul, dar efectiv are maxim 20 de minute la 12 piese. Like, pentru 24 de minute la 11-12 piese. Gen, nu, sunt 15 piese, 24 de minute. E puțin, multe piese au un minut.
Multe piese au un minut. E foarte bun, tranzițiile sunt minunate, este un album ascultat cap-coadă, flow-uri dubioase, dar foarte șmechere și efectiv foarte multe melodiuri, majoritatea sunt piese fără dramuri sau doar cu dramuri, samples dubioșenii sunt fascinant. Vinile s-au scos la Teravista. E destul de greu de ascultat cap-coadă, n-am să vă mint, pentru că you need the right state of mind să asculti așa ceva. Dar dacă intri în filmul ăsta, este minunat. Some rap songs, Earl Sweatshirt. O să vă dați seama că o să pun mâine, poi mâine o să pun clipul pe YouTube și o să scriu acolo. Oricum, sincer, nu există album să nu merite ascultat din ce am arătat. Seria de EP-uri de la Kanye de 20 de minute sunt minunate. Este foarte bun. Kitsy Ghost e foarte bun. Kitsy Ghost are un touch foarte șmecher, mai ales din Kid Cudi și Kanye. Like, căcat, Kid Cudi și Kanye. Ce pot să... Pe bune. Este foarte personal. El aș asculta decât dacă am ascultat foarte mult Kanye înainte și m-ar interesa multe chestii. Nu pot să vă spun wishlist-ul. Tocmai donați să mai adăugăm wishlist-uri. Amândouă de la Earl Sweatshirt. Some rap songs e mai dark decât Doris. Doris e un pic mai pe boom bap-ish side și mai... Nu știu dacă neapărat boom bap comercial in the one way or the other, dar e ceva pe care ești familiar un pic cu sunetul de Doris. Dar la Some Rap Songs e efectiv, sunt două lumi diferite și e fascinant. Flower Boy e efectiv perfect de vară, să asculti materialul vara. Și sunt niște filme foarte șmechere. Sunt niște filme foarte șmechere cu Flower Boy. Și ce-a mai arătat? Nu a arătat nimic. Daytona are și foarte hard. Daytona e hard. Și e foarte tare să-l asculti cap-coadă. Cam tot ce v-am spus eu sunt niște albume de ascultat cap-coadă. Eu nu așa ascult albumele. Cap-coadă. Sunt prea puține albume prin care sar. Și tot ce ascult cap-coadă, pe efectiv am vinil. Am vinil, da, sick de la el, e mișto. Not my favorite, though. Not my favorite. Da, uite, multe albume din România le sar. Dintre piese. Sau, nu știu, gen albume 50 Cent. Ascult decât piesele hard pentru care și nebunelile alea lui 50 de dinainte să aibă piese R&B. Acum, dacă mă scuzați, eu o să vă pun niște muzică. O să vă pun... Haideți să vă pun niște... Some rap songs. Da, am vrut vinil. Am vrut vinil. Ăsta, cum le cheamă? Am vrut vinil... Blond. E super scump. E vreo 1000 de euro. Un vinil blond. Seeking and cuz we